de dimineață, te ajută să scapi de greață și îți crește moralul să... Bună dimineața! A venit iarna, vorba unei poezii. Dacă vreți să începem emisiunea cu imagini chiar din oraș, să vedeți cum arată Piatra Neamț în aceste zile. Fă imaginea mare, cum arată Piatra Neamț în această dimineață. Zi superbă de iarnă, ninge ca în povești la Piatra Neamț. De aceea am zis că la cafea astăzi, putem reveni, da? De aceea am zis că la cafea astăzi merită să vorbim mai multe lucruri, pentru că ne-am gândit noi așa, când nenorocirile sunt în jurul nostru, poate e mai bine câteodată să facem câte o pauză, pentru că altfel s-ar putea să vorbim lucruri care să dăuneze, nu neapărat imaginii cuiva, ci în general. Am făcut aici la Mesagerul reportaj în spital, unde lucrurile care se întâmplă sunt inimaginabile. Reacțiile au fost diverse. Nu vorbesc de dobitoci, care spun și acum că nu există COVID. Ăștia nu ai ce discuta. Deci este părerea lor, le-o respectăm, dar asta nu înseamnă că trebuie să îi și respectăm pe ei. Da, este o altă poveste. Dar din când în când trebuie făcută câte o emisiune în care se explici niște lucruri, că altfel ele rămân neexplicate și întotdeauna contează ultima impresie. S-a adunat un șir de subiecte care chiar merită spuse, explicate și ele să rămână undeva, într-o memorie, într-o arhivă, pentru că e bine să se știe. De exemplu, ieri și de câteva zile a revenit în prim planul subiectelor județene compania APASERV. O companie care ne dă nouă apă și facturi pentru apă. Și din când în când prilejul de a umple frigiderele celor care ne lasă fără apă, nu din vina lor, dar nu în totalitate din vina lor. Ei bine, ieri a fost o conferință de presă extrem de interesantă la APASERV pentru cei care știu și lucruri din trecut. Multe lucruri s-au spus acolo. Că se fură, că se căpușează, că din vari motive compania a fost decapitalizată, etc., etc. De exemplu, ni s-a spus că APASERV a pierdut un proces cu un grup de firme și că are de plătit vreo 6 milioane, dacă nu mă înșel, ceva pe acolo. Ni s-a explicat că niște oameni, 6 din companie, au semnat un proces verbal prin care o lucrare era recepționată în totalitate, dar că după, firmele respective au continuat lucrarea, n-au fost plătite și au câștigat în instanță. Acum, trebuie să ne aducem aminte ce se întâmpla prin 2015, cam pe atunci erau lucrurile astea. Director era Cătălin Dughir, care a avut tupeul, curajul să se pună rău cu șeful județului. De fapt, cu șefii județului. El s-a pus rău la început cu domnul Culiță Tărâță, președintele Consiliului Județean de atunci, care făcea presiuni enorme ca să termine proiectul european, acela de extindere cu apă. Țin minte că atunci se făceau adevărate vârtejuri, se mergea peste constructori să vadă de ce au întârziat. Erau constructori care erau la stadiu 5-6%, 2%, mai erau câteva, un an până la încheierea proiectului. Inevitabil s-a intrat în conflict cu conducerea APASERV, care conducerea APASERV s-a aliat normal, adică domnul Dughir s-a aliat normal cu dușmanii domnului Tărâță, care erau cine? PSD-iștii, pe de o parte, și mai erau și niște băieți de dreapta alături,
pe de altă parte, ca să reziste presiunilor președintelui de atunci. Și s-a creat o alianță. PSD-ul condus de Ionel Arsene, Cătălin Dughir și încă câțiva din Consiliul Județean. După dispariția lui Culiță Tărâță, puterea în județ a revenit PSD-ului, la început, mă rog, un interimar al domnului Iacoban, care, nota bene, acum este președintele Consiliului de Administrație la APASERV și a fost în conferința de presă. Deci a fost interimat un EPR și, pe urmă, a preluat doamna Emilia Arcan și, pe urmă, domnul Ionel Arsene conducerea. În momentul când a devenit stăpânul județului, administrativ vorbind, domnul Arsene a vrut normal să aibă decizia și la APASERV. Numai că acolo era domnul Cătălin Dughir, care deja era călit în luptele cu președinți de Consiliul Județean și care nu înțelegea să dea actul de comandă de la el la altcineva. Mai ales că se pregăteau investiții importante pentru APASERV, partea a doua a proiectului. Și de aici un conflict. Conflictul respectiv a fost întreținut prin numirea unor membri în Consiliul de Administrație de la APASERV, în frunte cu extrem de cunoscutul, eficientul și competentul ministru viitor, Dănuț Andrușcă. Dănuț Andrușcă a început presiuni pentru îndepărtarea lui Dughir de la conducere. Și așa s-a ajuns până la urmă la îndepărtarea acestuia, dar la niște procese pe care le-a câștigat Dughir și ceilalți dați afară. Și compania a trebuit să plătească aproape vreo 4 miliarde, milioane de lei vechi, 400 de mii de lei noi, dacă nu chiar mai mult. De acolo a început după aceea o vendetă împotriva lui Dughir. Ei, acest proces de la care am plecat, în care compania a pierdut vreo 6 milioane de lei, spunem 7, pentru că mai sunt și alte procese pierdute, a pornit de aici. Dughir era presat să termine proiectul european și atunci probabil că a semnat acel act despre care spun aceștia. Cum s-a ajuns mai departe ca lucrările să fie făcute și după aceea achitate acum prin hotărâre judecătorească? Păi e simplu. Pe parcursul derulării proiectului, mulți constructori au lucrat înainte și nu li s-au dat banii. Și unii s-au oprit. Și atunci n-au mai făcut lucrările. Le-au făcut când știau că vor primi banii. Ei, după ce s-a semnat procesul verbal, probabil că s-a ajuns la o vreo înțelegere, continuați lucrarea că vă plătim, s-au dat facturile și scadența a venit acum. Cam asta este problema cu APASERV și e bine să înțelegem că acolo a fost dintotdeauna o vacă de mulți pentru politicieni și pentru găștile din jurul lor. N-are decât să ia cineva din 2000, hai să-i spunem 10 încoace, pe cei care au pus apometre, dar și mai devreme, firmele care au pus apometre, spunea ceva domnul Iacoban ieri, firme de casă ale celor care erau prieteni ori cu politicienii care conduceau județul, ori cu directorul de la APASERV. Sau, în cel mai bun caz, și cu unii și cu alții. APASERV a fost locul de unde se mulgeau bani pentru consilierii județeni. Nu zâmbiți. La un moment dat în AGA erau 13 agamani. Mesagerul de Neamț a început atunci, a făcut și o petiție publică să scadă numărul de agamani și în fața presiunii publice a scăzut numărul de agamani, dar primeau împreună atâția bani încât nici nu mai aveai ce discuta. Deci aici erau vreo 13 și parcă la troleibuzul 11 sau 9. Ne mirăm de ce s-a ajuns acolo, pentru că cei din Consiliul Județean aveau interes să voteze mărirea salariului directorului, cei din Consiliul de Administrație, bineînțeles.
aveau acest interes și nu-i interesa ce se întâmplă mai departe în societate. O să facem odată o emisiune despre APA Serv și înaintașii celor de la APA Serv, ca să înțelegeți cât de complex a fost furtul în această zonă. Acum asistăm la proteste. Nimeni nu spune direct. Protestatarii se plâng de salarii mici. Probabil că, pe bună dreptate, muncitorii, aia care merg pe teren, probabil că au salariile mici. Pe de altă parte, se plâng că le umblă conducerea în dulapuri. De ce le umblă conducerea în dulapuri? Pentru că cei din conducere sugerează, nu o spun direct, mulți dintre angajați obișnuiesc să nu bea cafea la serviciu și nici ceai, nici apă, dar să consume alte lucruri. Că se fură. Acum, cum să vă spun, chestia asta cu furtul e așa. Ăia mici spun, facem și noi ce fac șefii. Numai că la șefi, gulerul e alb. La băieți, salopeta este mai murdară. Acesta este unul dintre subiectele pe care am vrut să-l discutăm astăzi. Un altul care este absolut senzațional. Senzațional. Ca să vă dați seama cam cât de jegoase, incredibile sunt lucrurile în frumoasa noastră regiune, ca să nu vorbim de frumoasa noastră țară. Și mergem într-o stațiune de cercetare, deci o stațiune de cercetare care, spun eu, era fanion la un moment dat în cercetarea din agricultură, în județul Neamț și în Moldova și chiar și în țară, stațiunea de la Secuieni. În Mesagerul de Neamț, numerele trecute, v-am arătat cum un om a câștigat, acum vreo 12-13 ani, nu mai rețin exact, un proces, trebuia reintegrat în funcție și conducerea stațiunii, alități, vreo 20 de lei pe zi, nu-i mult, și salariile din urmă. Ei bine, după ce a scris Mesagerul despre acest subiect, deci, după ce noi am scris CEDO este chemată să pună inginer șef la stațiunea Secuieni, conducerea instituției, adică inginer Margareta Naie, director cu delegație, emitea o decizie pe 31.03.2021, adică acușica. Începând cu data de 1.04, adică de la 1.04.2021, se reintegrează în funcția de inginer șef în cadrul SCDA Secuieni domnul Chiriță Dumitru. Prezenta decizie se comunică domnului Chiriță, care are obligația să preda la serviciu și are respecta regulamentul intern și legislația în vigoare. Produce efecte începând cu data de 1.04. Clar, nu? Ce se întâmplă în momentul în care doamna director interimar emite această decizie, deci pe 31, decizia fiind valabilă de pe 1. Academia de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu Sisești, căruia îi se subordonează într-un fel stațiunea, o schimbă imediat după emiterea deciziei pe directoarea interimară cu cine? Cu fosta directoare, Elena Trotuș, persoana din cauza căreia a fost, mă rog, una din persoanele implicate în procesul respectiv și care este o persoană extrem de competentă în domeniul ei, dar se pare că are niște probleme la nivelul acesta. Prima decizie a noii directoare a fost, dar mai bine să vă citesc ce ne spune ea, de pe 31 martie sunt eu directoare. Fosta directoare a dat o decizie de integrare pentru un post care nu există în organigramă. În următoarea zi am anulat-o cu o altă decizie. Postul de inginer șef nu mai este în organigramă de anul trecut. Ați înțeles?
Omul acesta, din nou, așteaptă o punere în operă a unei decizii de acum 13 ani, într-un dosar care a trenat foarte mult, de exemplu, dosarul respectivului domn a făcut drumul de la Piatra Neamț la Roman în vreo 9 ani, se construia drumul, știți, viitoarea autostradă, mai ceva ca autostrada noastră spre Ardeal, de aici. Deci este clar că acolo pute, nu știu dacă a îngrășământ natural, că tot vorbim de stațiune sau altceva, dar pute rău. Lege și tocmeală, nu? Este foarte interesant și nu putem decât să spunem că, în mod normal, așa ceva nu se poate întâmpla. Bun, haideți să trecem și la lucruri. Sau mai triste. Anticorupția din Neamț, o mică parte a ei, o parte a anticorupției din Neamț, se află în concediu medical. De vreo 6 luni. Un ofițer, o doamnă ofițer, cunoscută din pentru aerul ei rebel față de parcările din Piatra Neamț, întotdeauna obișnuia să parcheze acolo unde nu era voie, spre exasperarea colegilor de muncă și a vecinilor. La un moment dat s-a trezit cu niște mascați, sau mă rog, nemascați, vorba aia, era între colegi, în birou, la ușă, în mașină, cu un pic de percheziții, pentru că cică, în aerul tare de prin zona Dureului, s-ar fi perfectat niște schimburi de informații. Nu prea la locul lor. Ei bine, de atunci, de la percheziție și până acum, probabil că trauma psihică, morală și fizică a fost atât de puternică încât respectivul ofițer este într-un concediu medical prelungit. Acum, trebuie să recunoaștem că cine dă aceste concedii medicale prelungite, probabil că are în spate toată competența necesară pentru a face aceste lucruri, dar pare așa un pic ciudat. Problema este că aceste concedii medicale par a fi așa un pic de concedii înainte de o pensionare bine meritată după o activitate îndelungată în zona inspectoratului, cum se cheamă, ISU, mă rog, în zona ISU și după aceea în direcția aceasta anticorupție. E de bine, nu? În definitiv, orice român care suferă o traumă de acest gen poate să-și ia concediu medical 6 luni. Important e să nu-ți dea alții concediu medical, dar dacă ești la pensie, nu mai ai probleme cu dosarul, pentru că ne mai fă în raporturi de serviciu, dosarul probabil se poate închide de la sine, bine, având în vedere și importanța informațiilor despre care se spune că s-ar fi dat. Bun, frumos, nu? O țară frumoasă, cinste nouă că trăim în ea și reușim să fim atât de, cum să vă spun eu, permisivi cu toate. Mergem mai departe, că mai avem. De exemplu, știți că Piatra Neamț nu are viceprimari în această perioadă, pentru că ei au fost suspendați de drept în urma unui ordin al prefectului, mă rog, ordin, ceva de genul acesta, și ei sunt suspendați de drept. Deci, Andrei Carabelea a rămas, ca să spunem așa, văduv de viceprimari. Și trebuie să descurce cum poate. Într-o societate normală, la cap,
o asemenea acțiune sau asemenea acțiuni, că sunt mai multe acțiuni în instanță, s-ar desfășura extrem de repede ca să nu blochez un oraș. Mai ales că, oricum, nu avem bugete, vorbim despre asta imediat. Ei, ce anume se judecă? Grupul consilierilor PSD a dat în judecată Consiliul Local pentru o hotărâre care spun ei două hotărâri care ar fi ilegale. Această acțiune a ajuns în instanță. Pe de altă parte, există acțiunea instituției prefectului care a ajuns și ea în instanță. Ei bine, PSD-iștii au cerut suspendarea ordinului. Numai că li s-a respins acțiunea. O să spuneți, oh, gata, reintegrează pe viceprimarul judecat în prima instanță. Da de unde? Suspendarea acestui în acest proces n-are nici un fel de valoare. Niciun fel de valoare, pentru că singurul lucru important este judecarea procesului făcut de către instituția prefectului împotriva Consiliului Local. Când se va judeca acolo și dacă acolo se va respinge acțiunea instituției prefectului, abia atunci vor putea fi reintegrați. Celelalte procese sunt așa ca să cheltuim banii statului. Ne-am uitat și noi. Procesele, cele care le-a intentat PSD-ul, au primit termene foarte rapide, încep să se judece. Procesul, te rog, dacă ai cumva imaginea, fă-o mare. Așa? Procesul în care prefectura apare în calitate de, cred că scrie acolo, reclamant și Consiliul Local Piatra Neamț Părât încă nu are termen. Acum, să vă explicăm că toate aceste lucruri au o rațiune. Multă lume, deși nimeni nu spune lucrul ăsta cu excepția PSD-ului, are interes ca, și a PMP-ului. Are interes ca domnul Carabelea să rămână cât mai mult timp fără viceprimar sau cu viceprimarii pe care îi dorește PSD-ul. Păi haideți să vedem așa. PSD-ul dorește, PMP-ul dorește. Dar oare PNL-ul își dorește acum să aibă o decizie rapidă în legătură cu acest lucru? Având în vedere că un viceprimar e de la Pro-România și un viceprimar este de la USR Plus, având în vedere marea iubire din guvern din ultimele zile, când băieții nu-și mai dau la geale, băieții își trag cu gheoaca în guvern sau între partide, PNL-ul dă în USR și în plus, ăștia dau în PNL. Ieri a fost o fază genială pe TVR1. Era domnul ministru al justiției, Stelian Ion. Și îl întreba moderatorul. Domnule Stelian, uite, ce spune domnul Orban despre legile justiției pe care le-ați modificat fără să vă consultați cu partenerii de guvernare? Și îl pune pe ecran pe domnul Orban, la care domnul ministru a luat așa o figură disprețuitoare și a zâmbit a râde, politico-administrativ, foarte superior. Mă rog, îl întreabă moderatorul, domnul ministru, dar ați discutat asta? S-a creat un grup de lucru și ăla lucrează de când s-a creat? Păi el este undeva la nivelul Parlamentului și noi o să-i trimitem acolo propunerile. Dar nu-i normal. Da, dar știți că așa-s procedurile, că noi suntem democrați. Te mai mir că țara asta o ia razna. Mergem mai departe. Cine
nu mai vrea viceprimar la Piatra Neamț. Toți cei care nu și-l doresc pe primarul Carabelea într-o postură interesantă și de putere. Dacă o va da Chix cu bugetul, se vor întâmpla lucruri interesante la Piatra Neamț. Cum adică să dea Chix cu bugetul, o să spuneți dumneavoastră? Păi ajungem și la buget. Na, dacă tot așa, ajungem și la buget. Într-o țară normală, bugetul începe la începutul anului, adică faci revelionul, te refaci până la Sfântul Ioan, mai tragi un șpriț de Sfântul Ioan și după aceea te duci la treabă și începi să lucrezi pe baza unui buget. Noi ne aflăm în data de 7 aprilie, o zi splendidă de iarnă la Piatra Neamț și avem doar niște propuneri de buget, că se fac dezbateri publice online. Bine, mai sunt și oameni care dezbat direct, unii la cerere, dar este fix problema lor. Și, probabil, undeva prin mai, vom avea un buget. Probabil, am spus, la Piatra Neamț, pentru că sunt probleme, oameni buni. Dacă grupurile astea, PSD, PMP și prietenii, PNL și prietenii cu ghilimele de la USR Plus Plus, care mai sunt pe acolo, nu se înțeleg, s-ar putea să nu existe majoritate simplă pentru votarea guvernului, bugetului. Să spuneți, de ce? Păi simplu. În Românica noastră, și Piatra Neamț nu face excepție și nici județul Neamț, de obicei, cine ajunge într-o funcție politică, consilier local, județean, musai trebuie să mai primească și o funcție din care să trăiască. De obicei la stat. Sau în relație cu instituția unde este consilier local. Și atunci nu are voie să voteze bugetul. Și avem o groază de situații la județ, la municipiu și în comunele județului și ale patriei. Nimeni nu prea verifică prin comune lucrurile astea. Decât așa, unde sunt niște oameni care mai deschid ochii. Dar la județ toată lumea este cu asta, dar oricum Arsenea are majoritate destul de confortabilă și aici nu vor fi probleme. Dar la Piatra Neamț ar putea să fie. Deci, nu ne așteptăm foarte curând să avem viceprimari la Piatra Neamț. Și în fine, un ultim subiect, ca să nu vă plictisesc prea mult, să nu depășesc clasica jumătate de oră de bătut câmpii la cafeaua de dimineață. Se tot vorbește. Și noi vă confirmăm 100% lucrul acesta. Avem o problemă cu COVID-ul în județ și în ATI presiunea este cumplită. Nu mai sunt locuri. Ieri declarau cei din spital că încearcă să găsească prin alte părți, nu sunt. Și dacă întreb pe cineva, spune, zice, da, domnul Arafat, nici nu mai știu care Arafat, cred că Raed, Yasser parcă a murit Arafat. Deci Raed Arafat a spus, trimite-l la Piatra Neamț că sunteți greu încercat, a avut secția ATI arsă, în incendiu au murit oameni. E o problemă acolo, adică nu-i ca în alte părți. Trimitem un container din acela cu 12 paturi, dar autorizate vor fi 8. Și da, îl trimitem. Deci, hai să ne uităm așa prin țară pe unde avem unul disponibil. Timișoara, lângă Piatra Neamț. Da? Hai vă să-l trimitem de la Timișoara, că ei îl dau de bun. Așteptăm noi o zi, două, întrebăm. Dar ce-i cu container? A, vine, este aprobat, vine, e pe vine. Adică cum e pe vine? Adică mai trebuie reparat. Și după aceea ajunge și la voi. Când? Când va fi reparat. Județul Neamț a băgat foarte frumos vreo 3 milioane de acolo, de euro, în spitalul de la Lețcani.
Da, a venit iarna, vedeți? E frig. Nu se știe dacă acolo funcționează oxigenul pentru bolnavii de COVID. Nu se știe încă. Că se va lăsa cu pușcăria acolo, e sigur. Dar știți cine vor plăti? Ăia de la asociație. Asociația intercomunitară care au făcut achiziția. Noi nemțenii suntem cam așa. Știți? Nu pot să fac și alt gest pentru că mă doare mâna dacă îl fac. Adică vreo bolnav de la neamț au ajuns acolo și aia că nu mai era aglomerație atunci după, nu mai era loc după incendiu. Și cu banii luați. Știți? Și cu banii luați. Ei bine, n-avem ATI, da? Decât cât e acum improvizație. Ci că se va face ăsta nou și asociația dăruiește viață împreună cu domnul Dan Ostache, jos pălăria, iarăși face o donație importantă. Va cumpăra o parte din paturi, echipamentul acolo, dar mai rămâne o parte neacoperită care ci că ar trebui să vină de la Lețcani. Ca să vezi. Cum spuneam, va plăti probabil acea doamnă și cei din asociație. Dar n-ar trebui să-i luăm la întrebări pe aia care au ridicat mânuța și au aprobat suma de bani? Mai suntem dispuși să plătim toate prostiile, imbecilitățile, hoțiile? Și nu mă refer doar la asta. Că pe undeva să faci un spital mobil era o soluție corectă. Dar poate mai corectă era să faci unul mai micuț la Piatra Neamț. Și să dai 1 milion de euro să aduci niște medici. Greu de găsit, da? Da. Zic și eu aici. Nu va sătura să plătim pentru că un prefect dă o decizie greșită și dă afară pe unul pe care, după care se pupă cu el în funcții și în instituție, ăla își ia banii și noi îi plătim? Să plătim pentru Adriana lui Gheorghe dat afară și instanța îi dă bani? Să plătim pentru Dughir? Să plătim pentru Apaserv? Numai pentru că acești oameni se află la conducere și îi doare fix în pix de banii ăștia, că doar vin de la buget. Știți ce îmi scrie un ins aflat în gașca care a făcut datorii la Piatra Neamț? Îmi spune așa, ce domnule, ce atâta discuție cu datoriile astea? Că datoriile s-au făcut, ei și s-au făcut și am recuperat banii de la guvern. De la cine ai recuperat tu, băi, șmechere, banii? De la guvern? Ne oprim aici. Vă dorim o zi bună, toate cele bune, să ne vedem sănătoși, dar să ne gândim, merită să mai plătim pentru prostiile altora?